Salut la toți și bun venit la episodul cu numărul 3 din Torchlight 1. Așa? Bun. Cred că data trecută un punct aici, ce să bag în asta. Ok, cei care ați jucat Torchlight, vă rog să mă ajutați cu un lucru. Cum dracu pun skill-ul ăsta aici? S-a înțeles? Chiar nu știu cum se pune. Bun. Deci data trecută am făcut următoarele, ne-am luat niște arme și armură. Armuri. Armură. Chestii. Înțelegeți voi. Ok. Papucii ăștia trebuie dexterity 12. Deci trebuie să mai fac nivel. Și să iau cu mine. Bun. Ok, să vedem ce costuri avem aici. Incomplet. Necropolis. Right click to open a portal to last dungeon. Păi hai. To find place Deadland Chamber in the Necropil. Asta nu știu unde. Necropolis. Cred că trebuie să vorbesc cu ăștia. Nu neapărat nu get that traversal. Ok. New quest. Mersi mult. Și hai să facem niște origami. Ha! Am făcut niște stele shuriken până acum. 4 doar. Vreau să fac 10. Uhaha. Pleacă de aici, de tende. Ia uite, cioruiu. Marș. Ce mi-a crescut? Fai, mă. Misterios shield. Yeah. What the fuck? Îmi crește cu multă. Ia să vedem dacă mă ajută cu ceva. E bun scutul. Chiar ajută. Fuck. Îmi dă un defense mai mare, deci așa nu mai mi-a un milion de barrel. What are you doing? Șobolanii ăștia nu-i prea înțeleg ce caută pe aici. Sunt cu sutele. Ok, să mă uit bine pe mapă. Pe aici nu-i nimic. Dacă mă uit mai îndreparte, pe... e șmecher scutul ăsta. Poc. What the fuck? Da, pe, eu observ pe ăștia. No, sincer, uite. Așa pe hartă ar fi șmecher să apară cu roșu. Ca în Diablo. Poc. Îmi dă plus mana. What the fuck? Dacă îmi dă mana a ajuns să fie foarte ciudat joc. Ok. Mor de te drec. Apropo, și dacă vă întrebați când o să apară Hitman-ul, am vrut să iau puțin în față cu Torchlight-ul. Să iau mai în față, adică să știți voi, să filmez mai multe episoade din Torchlight, după aceea să încep cât de cât așa cu ăsta, cu Hitman-ul. Știu că mulți dintre voi m-ați rugat să încep și să fac deja Hitman, pentru că na, Hitman e... pentru voi o plăcere, ca și joc. Dar... cu teciori.
stați, secundă, poc. Așa. Dar am zis că de ce nu să nu mă apuc mai repede cu... De ce să nu mă apuc mai repede de Toge Light, să-l termin în fața la Hitman. Înainte de Hitman, na, în fine. Ca să pot să... foarte greu, mă concentrez cât timp mă joc. Ca să am o serie mai lungă, să fiu mai multe videouri pe channel, etc. Bine, acum cu liceu e mult mai greu să joc și să... Uite câta larvă. Mași, mă. Yee, am făcut nivel. Skill. Frost. Uite, asta a mers. Să-l pun aici. Range weapon expertise. Sau asta cred că nu-i skill. Cred că asta e altceva. Nu prea înțeleg. Nici deja, foarte greu înțelegi un joc până te înveți cu el, până îți dai seama secrete mai. Și în plus eu nu mă uit pe net cum se fac misiunile sau cum e jocul, ca așa, na, strică jocul pur și simplu. Și spuneți încă dacă am dreptate. Chiar strică jocul chestia asta. Hai să-mi încerc skill-ul ăla. L-a înghețat și a dispărut. What? Îngheață și dispare așa. Ciudat. Ciorile! Iau un damage extrem de mare cu pistolul ăsta și care credeam că nu-s bune pistolele. Fuck is this? Ah, stai puțin. Dexteritate. Cum pot să-mi pun papucii ăștia? Așa. Hai, uite eu. Unii că e shield, unii că e boots. Ciudățenii, fratele meu. Asta e mai bună. Când pun un item nou așa pe mine, îmi place cum dă animație. Mamă! Ce critic am tras. Ai vrea să mai cumpăr scroll-uri de-alea, dar nu știu, nu știu unde să le găsesc. Mystic boots, ia. Yeah. Da, am boots-uri de alea mistice. Ce dracu mai îmi dau? Am făcut praf. Buha. And identify scroll. Dar trebuie să găsesc la shop identify scroll-ul alea ca să pot să-mi dau seama. What the fuck? Aha, smooth pe urc. Ok. Oops. Ok. Hai să luăm pascari. Questurile sunt din ce în ce mai ciudate. Ia uite ce avem pe aici. Aici, mă. Cioroi. Ia uite pe asta. Băi, ești mecher. Asta e boss. Mamă, ce dimești trebuie să-i dau. Câtă faimă și câte... What the fuck? Ok, băiatul.
Ia să vedem ce să-i dăm la asta, micu. Equip the right hand, right, left. Ok, poc, 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 poc. Acum să se ducă la... Și mai am scroluri. Cum se zic mai zic, scroluri, așa, dă-le dreptul. Cloruri de biocarbonat de sodiu. Ce asta? Ei, am făcut misiunea. Dar tot vreau să continui să văd ce se întâmplă pe aici. Mai aici, mă. What the fuck? Your pet has returned. Aha, câți bani am făcut. Nu mai am niciun item. Ce jegi? Jegoși. Ta-da-da! Ah, bă, nu. Am scroluri, da-le, scroluri. Da, trebuie să mă obișnuiesc cu... alt skill. Ok, hai să ne organizăm. Deci, ăsta aici și ăsta aici. Și da, cam așa ar trebui să fie. Cum trebuie. Vreau să mă bag cu orcul ăsta. Nu mi-a dat cine știe ce, dar... Poc! Mai mă. Dacă mă uit bine pe hartă, ar trebui să văd mult mai bine. Tu ce faci, bă, aici? Portal unde duce? Ia unde duce asta? You are dealing lots of closing blows, you probably need to upgrade. Ia. Ce staff. Frumos. Two hand. Deci nu o să mai pot să țin scutul în mână. Ia să vedem dacă găsim la ăștia scrolluri. Uite că găsim. Ce ieftin sunt. Ok. Ups. No. Așa. Ia. Ciao. Nu sunt cine știe ce chestii. Magnifice, da. Uite, papuci ca ai mei. Da, da, ăștia care i-am pe mine sunt mai buni. Buhaha. Totuși ăștia îi păstrez. Și pe ăsta. Swift bow. Two hand. Ok. Și restul le vând. Ce-am făcut, frate? Poc, poc. Asta nu-l vând. Asta da.
Am foarte mulți bani. Ia să vedem ce putem să cumpărăm. Daci. Arme. Nu prea trebuie. Armură. Ia. Ups. Ce mi-ar trebui mie? Uite o cură mai bună. O cură mai bună n-aveți. Shoulder armor. Gloves. Rare helmet. Shield. Știu ce aș vrea să fac acum, da. Uite-mi la... tataița asta. Și-mi bag un incent pe armă. Și-a pus un nou incent. Nici nu ce-a pus. Ce jocoș. Habar n-am ce mi-a pus. Ok, asta înapoi. Așa. Ia, tu ce-mi dai? Skill-uri. Map scroll 12-25. Și ce nivel am? Stai că e o problemă. Asta îmi dă reward. Deci, vezi, mai ask you to find piece of dead ledge amber in the necropolis. Și necropolis... unde dracu e? Ui. O mapă mare, nu-mi dă și mie. Settinguri. Aici staff-uri. Spell hast. Desk and move speed is case for up seconds when I kill to ready spell. Nu-i nici nu știu ce. Summon a pack of 3 non-moving skills and ask you to add your fuse. Aha. 2500. Ia, mă, câți bani îți ceri. Regenerare. Uite, am pot să am 2 seturi de arme. Să ia și pe tine. Find over the level of silver leaves. Asta nu știu, asta vreau să fac, dar nu știu unde e necropolisul ăsta. Ia să pus pe toate butoanele să văd dacă dau de ceva. Nu. What the fuck? Oops. Nu știu că e un portal aici. Waypoint. Portal. Deci portalul ăsta mă duce unde aș vrea eu, dar... ok. Nu înțeleg un lucru, cum pot să ajung în necropolisul ăla? De fapt, nu știu unde e sau... ceva cu hartă. Mine Enchained. Aici nu-i nimic. Ia să vedem. Hello. Trebuie să ne dăm seama cumva. Un quest. Asta e ușor de făcut. Să-l omor pe unul care stă la nivelul 3 al miningului. Deci, asta e ușor de făcut, trebuie să ajung doar
să alerg pe aici și să ajung până acolo. Ceea ce nu e greu de făcut pentru că am mai trecut pe aici și e gol. Pentru că i-am omorât pe țigani. Ia uite câte chestii. Ok, ce faci, mă? Hello. If you're looking for Silwards, I saw a group of the pass by a few hours ago. Nah, nu caut pe nimeni. De fapt, caut ceva. Nu cineva. Yes, whatever. Pe aici. Imediat ajungem la floor 2. Adică nivelul 2 al miningului ăsta, mineshaft-ului ăsta. Ce aici? Melene. Să mă duc până acolo. Telefonule, ce faci? S-a dus cele 21 de minute, nu contează, continuăm. Pentru că mie îmi place. Și sărim puțin peste timp. Voi de unde ați venit, fratele meu? Stați mă că eu v-am omorât pe voi. Bă, nesimțiți sunteți. Am făcut nivel. Let's see. Bun, așa. Păi stai puțin, la ce-mi dădea. Increase the range of the improved damage or critical. Am dă critice. Ok, deci am înțeles. Și asta e pentru dexteritate, adică ceva de genul. Îmi dă o chestie. De mă ajută, un skill, cum ar fi. De increase of attack or chestie. Ok. Tom portalul ăla, nu știu la ce e bun. Adică până acum... Marș. Până acum n-am folosit... Nu, de fapt odată parcă m-am folosit și... Și o bola în urt. Mamă, ce cresc criticele. Chiar cresc. Buckler? Buckler e o bere, frate. Ce vă mințiți atât? Shyness of mana. Very useful. Câte clipuri se dă în jocul ăsta? Nu, sincer, în jocurile astea de tipul ăsta se dau la clipuri de nemânești. Am văzut... Era un joc pe Google. Pe Google. De fapt, da, nu, era un flash. Era un flash, jocuri de pe site-uri cu un gen miniclip. Era un joc de... Trebuia să dai în timp de 10 secunde clicuri. Să vezi câte clicuri poți să dai în aproximativ 10 secunde, de fapt. Și era nebunie mare că trebuia să faci un scor. Adică erai gen maestru când dădeai pe... Nu știu cum... Cum se numea? What the fuck ce aici? Dacă dădeai 200 de clicuri erai maestru nu știu cum, dacă dădeai 200 de clicuri erai... nu știu cum și în fine. Era destul de șmecher. Și... What the fuck? Așa. Și eu când am jucat jocul... Mi s-a părut că e o pierdere de timp pentru că stai foarte mult la el. Să, nu știu, să ajungi de exemplu la, eu vreau să ajung la 150 de clicuri pe 10 secunde, adică 15 clicuri la secundă. Și la cum fac eu cu Rage Button-ul, trebuia să ajung ușor la, până acolo. Uite mana potion. Să avem nevoie de mana multă. Ne învârt ăștia, încerc, mai dracu. Mamă. Ha-ha-ha, ce v-am făcut. V-am închișat. That's the price. Pe câte chestii? Nu mă.
Așa. Lucky Chopper Ring. Dacă e să punem tot ce nu e nevoie. Asta nu. Pietrele niciodată nu le arunc. Your pet has departed. Dusty Staff. Ok, mergem la floor 3. Hai, repede, repede. Așa. S-a terminat de mult timpul. Hai să închid așa. Gata. Bun, hai să-l găsim pe jocosul ăla. Pe, nu știu, să omor, deci zice să omor pe Verkeser. Mi-a venit câinele. Ce făceai, mă, dădeai singur în ăla? Animalele astea, nu înțeleg ce dracu sunt animalele astea, deci sincer, n-am înțeles niciodată ce dracu sunt creaturile astea. Ori șobolan, uite, ăsta e șobolan cu sac în spate, ori... Nu știu. Nu am înțeles. Verkeser. TNT, dă-i TNT! Aha, m-am murit de tamai. Pe aia nici nu. Trebuie să mă simt mândru. Sau nu. Mamă! Ups. Am uitat că am licurile pe 1 și pe 2. Ha, atâta. Asta trebuia să fac. Să luăm pe ăla. Ok, atunci hai să mergem în oraș. Poc. Să termin origami-ul ăsta. Apropo, cei care vreți să aflați despre ce mă refer cu stele shuriken, trebuie să mergem la șucăușul ăsta. Gata, prietenaș. Cu shurikenul ăsta de hârtie care le zic eu, o să vă las un link în descriere și dacă uit, vă rog să-mi spuneți, ca de obicei, cum se fac chestiile astea de hârtie. Shurikenuri, știți ce voi, chestiile alea de fier, din Naruto. Dacă nu știți, căutați pe Google ce înseamnă shuriken. Și o să găsiți. Deci da, o să vă las. What the fuck? Să las în descriere dacă vrei și voi să faceți chestia asta. Nu știu, e de plictiseală. Mă apuc să fac tot felul de prostii de bănet. Să caut și să fac. Request level. Mă, da, eu cum dracu îmi dau seama ce nivel am? Stai. Era pe un buton. Așa, mă. Eu am nivel 8. Ok, bun, deci cam atât a fost episodul ăsta, nu uitați like, comment, subscribe și ne vedem cu bine în episodul 4. Ciao!